Bună dimineața, stimați telespectatori, am revenit aici și vă îndemnăm să rămâneți alături de noi până la ora 10. Ne urmăriți atât pe micile ecrane, cât și online pe www.moldova1.md. Să vorbim un pic și despre filmele europene, pentru că, în mod normal, toată lumea cunoaște că Europa reprezintă o regiune prolifică în ceea ce ține producția filmelor. Mai mult decât atât, foarte multe filme, sute de filme sunt produse și distribuite în Europa spre exterior și multe dintre aceste premii BAFTA, Oscar, Palme d'Or sunt acordate anume producțiilor cinematografice realizate în Europa. În această dimineață o să discutăm despre Festivalul Filmului European, iar alături de mine este directoarea ICR Chișinău, doamna Monica Babuc. Bună dimineața și bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație! Așadar, Festivalul Filmului European, care este organizat de către Institutul Cultural Român, revine la Chișinău după o pauză de 5 ani. Exact. Festivalul Filmului European a avut loc ultima dată la Chișinău în anul 2019 și această revenire astăzi se datorează în mare parte și acestor evenimente pe care le trăim din punct de vedere electoral și politic. De ce să o ascundem? Pentru că decizia de anul trecut, din 2023, de a oferi statutul de țară candidat Republicii Moldova și ceea ce se discută acum, inclusiv în Europa, referitor la începutul de negocieri cu privire la acest, la statutul de țară membra a Uniunii Europene, și europarlamentarele care se vor întâmpla exact în duminica din 9 iunie, au fost cele care au catalizat, dacă vreți, revenirea Festivalului Filmului European la Chișinău. Ne bucurăm pentru aceasta, pentru că Institutul Cultural Român este din 2007 cel care sprijină Festivalul Filmului European în România, cel care a fost inițiat încă în 1996 de delegația Uniunii Europene la București. Care este misiunea acestui festival de film european? Pentru că e mai mult decât o simplă proiecție. E vorba și despre transformarea amintirilor în ceva autentic, ceva mai colorat. E pentru păstrarea memoriei. Bineînțeles, este un festival care își propune în fiecare an un obiectiv, un generic. În acest an, festivalul vrea să își dedice, ca să zic așa, proiecțiile sale valorilor democrației și libertății. Sunt legate inclusiv și de acest scrutin electoral european la care vor participa toți cetățenii sau cetățenii continentului european, lucru care este foarte important pentru că este organul legislativ a comunității europene, dar dincolo de aceasta are și o notă foarte importantă sprijinită de Institutul Cultural Român și este vorba de aniversarea de 35 de ani a Revoluției Române în acest an, în decembrie, și cum spunea curatorul acestui festival, de fapt, în acest an vrem să dedicăm festivalul, el este de fapt o tabletă anti-amnezie, adică anti-uitare a tot ce s-a întâmplat acum 35 de ani prin Revoluția Română și modul în care s-a schimbat România datorită valorilor democratice, datorită libertății de exprimare și nu numai de exprimare, tuturor libertăților de care au putut profita în sfârșit cetățenii români după Revoluția Română. Și aceste șapte spectacole care au fost, proiecții de filme, șapte filme care au fost selectate pentru Festivalul Filmului European, într-un fel sau altul abordează această problemă. Democrația, libertatea, modul în care ele schimbă lumea și, bineînțeles, pentru Republica Moldova sunt subiecte foarte importante pentru că în mersul nostru a Republicii Moldova către Comunitatea Statelor Europene avem multe de învățat, dar și noi am obținut deja foarte multe din comunicarea cu forurile europene și cu cetățenii europeni. Trebuie să recunoaștem că, de fapt, aceste filme au fost selectate în această cheie a valorilor democratice, dar nu sunt filme pur și simplu care transmit un mesaj, sunt foarte multe filme care sunt și premiate. Ori, la seara de gală va fi proiectat filmul Cornul de secară. Așa. Da. Cel mai bun film al Festivalului Internațional de Film de la San Sebastian. San Sebastiano, da. Apropo, ca să facem un apropo, în anii 60, ca să nu greșesc, nu numesc anul exact, dar în anii 60, sigur,
Emil Loteanu, celebru regizor din Republica Moldova, a câștigat cu filmul său Lăutarei Scoica de Argint la festivalul de la San Sebastiano. Aha. Și iată, uitați-vă că festivalul se deschide acum cu acest film frumos, producție Spania, Belgia, Portugalia, care se numește Cornul de Secară. Apropo, accesul va fi gratuit, stimați telespectatori, și filmele vor fi proiectate începând cu ziua de mâine, deci 6, 7 și 8 exact, iunie. Exact, până în 8 iunie. Accesul este gratuit la Odeon, iar deschiderea festivalului va avea loc mâine la ora 19 la același cinematograf. Sunt 7 filme care vor fi proiectate și la gala de deschidere va fi prezent și președintele Institutului Cultural Exact, Român. Domnul președinte Liviu Jicman, care este și vicepreședinte al EUNIC, aceasta însemnând organizația care reunește toate institutele culturale europene, va reprezenta inclusiv și această instituție internațională EUNIC-ul, care se preocupă de sincronizarea acțiunilor institutelor culturale europene din țările membre ale acestei acțiuni foarte importante. Pentru că inclusiv și selectarea filmelor s-a făcut prin intermediul eforturilor pe care le-au depus centrele culturale, institutele culturale, EUNIC, ambasadele din țările europene. Este foarte frumoasă și tradiția Festivalului Filmului European de a avea și un ambasador pentru fiecare ediție. Aș vrea să ne spuneți mai multe detalii. Da, e adevărat. În fiecare an un regizor român și printre cei care s-au remarcat în acest rol sunt marii regizori români: Corneliu Porumboiu, Cristi Puiu, Cristian Mungiu, Radu Giude. Și iată că în acest an avem de asemenea un regizor foarte important, cel tocmai care a spus că dedicăm această ediție. El, apropo, și tradiția este foarte frumoasă, că fiecare din acest regizor creează din propria sa imaginație și obiectivele sale artistice clipul de promovare a acestui festival. Ei, în acest an îl avem pe regizorul român Sofronea, care este și el un regizor premiat pentru filmul său Căutătorul de Vânt, un film care a primit premiul FIPRESI în anul 2022 și în care îl avem pe un cunoscut actor, cunoscut în Republica Moldova după serialul Numai Iubirea. Aha. Da, și acesta vorbește despre un om ajuns într-o situație dramatică a vieții sale, diagnosticat de cancer, care pleacă să își trăiască, să-și continue, așa cum crede el, ultimele zile într-o localitate sădească, dar Dumnezeu întotdeauna știe planurile lui în raport cu fiecare. El își revede viața și viața îi dă o altă șansă. Deci Căutătorul de Vânt, un film al curatorului Festivalului Filmului European, pe care vă invit cu drag să-l vizionați. Festivalul Filmului European în România s-au desfășurat la București, Botoșani, Târgu Mureș, lista asta poate continua. Ar exista o probabilitate să extindem și festivalul aici la Chișinău? Sunt sigură că planurile acestuia, anume astea, sunt. Aveți perfectă dreptate. În acest an, în luna mai, în 7 orașe din România, Brașov, Sibiu, Chitila, Târgu Mureș, așa, au fost proiecții de filme în cadrul Festivalului Filmului European, și acest lucru este extraordinar, pentru că oamenii în oricare localitate au nevoie de evenimente culturale de înaltă calitate, și eu cred că și în Chișinău se va întâmpla acest lucru, presupun că în următoarea ediție, pentru că decalajul sau ca să zic așa, diferența de ani care a fost între anul 2019-2023 presupune probabil că și o organizare mai riguroasă. Anul ăsta ne bucurăm că festivalul a revenit la Chișinău, iar Institutul Cultural Român a fost cel care a sprijinit această revenire și îi sunt recunoscătoare și președintelui ICR, domnul Liviu Jicman, care a subliniat că această revenire este legată de parcursul european al Republicii Moldova și de modul în care
vede România sprijinul nostru în raport cu Republica Moldova în demersul ei european. Și nouă ne-a lipsit tare mult acest festival. Doamna Băbuc, eu am să profit de momentul că v-am prins, aveți o agendă foarte încărcată și nu vreau să vă las să plecați până când nu ne spuneți ce alte evenimente organizează ICR-ul, pentru că sunt foarte multe și foarte frumoase. Este adevărat și vă mulțumesc pentru că sunteți întotdeauna la curent cu agenda noastră. Fiecare lună a anului are un plan anume pentru ICR Chișinău și luna iunie nu este o excepție. Vom avea o nouă ediție a Zilelor Muzicii Noi, un festival iarăși remarcabil care se ține aici, la Chișinău, și suntem bucuroși că avem o colaborare foarte frumoasă cu Uniunea Compozitorilor din Republica Moldova. De această dată vom avea doi oaspeți renumiți la Festivalul Muzicii Noi, pe doamna Diana Moș și pe dirijorul Valentin Doni, care vor participa în recitaluri și în spectacole din acest festival. E 14-15 iunie. În 23 iunie vom inaugura o frumoasă expoziție de ei din sudul României, pentru că așa și se numește expoziția Bucurie a Sudului Românesc, cu ie la sfârșit, așa, la Muzeul Național de Istorie, și aceste ii sunt din patrimoniul Muzeului Satului de la București, cu care avem o colaborare și în cadrul căruia vom avea un recital cu o celebră interpretă de muzică populară din Republica Moldova, doamna Maria Sarabaș, care, poate nu știți, este purtătoare de costum de sud românesc, ea fiind de la Câșlița Prut, iar zona asta e zona Galațiului, a sudului românesc, și interpretează folclor din sud și într-o manieră sudică. Iată doar două evenimente dintre cele mai importante pe care le avem, dar avem mult mai multe și sperăm ca toată lumea să consulte agenda noastră și să participe la aceste evenimente. Da, pentru că avem parte de o cultură vastă, una bogată, care merită să fie în primul rând salvgardată, conservată și transmisă ulterior. Eu vă mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația noastră, mult spor și vă așteptăm cu mare drag de fiecare dată. Și eu vă mulțumesc pentru interesul care îl manifestați pentru cultura română și Institutul Cultural Român Mihai Eminescu la Chișinău. Vă mulțumim tare frumos!